CSM Câmpia Turzii a pierdut sâmbătă 1 februarie partida împotriva liderului campionatului Arcada Galați. Scor 0-3, meci desfășurat în sala sporturilor din Câmpia Turzii. Gălățenii, cu un lot mult mai puternic, au avut emoții doar în primul set, 19-25. Setul 2 și 3, valoarea și forța lotului liderului campionatului și-a spus cuvântul, 16-25 și 14-25. Pentru CSM Câmpia Turzii urmează etapa intermediară miercuri 5 februarie la Craiova, după care sâmbătă 8 februarie CSM primește vizita Timișoarei. Shooting stars above the city lights.